Când jucătorii de fotbal nu sunt oameni. La Messi e clar că nu e om, însă hai să vedem la restul cum va fi. Da, bine v-am găsit la un videoclip cu reacție de pe canal. Știu că vă plac foarte mult clipurile astea. 2000 de like-uri și mai apare încă un nou episod de genul cât mai curând. Aveți linkul original în descriere dacă vreți să vedeți necomentat de mine. Și hai să vedem ce avem în clipul ăsta, frate. Cum e Haaland? Ia uite-l. Hau, bine. Primul gol. Ia, al doilea cum vine. Preluare bună. Hai că bună așa dacă e. Hai că a făcut bună dacă e preluarea asta Haaland. A sărit mingea din el ca din colțul Messi. Se fac prelor mai bune la balon decât a făcut-o Haaland. Uite, mama, că am sărit așa din el. Dar uitați-vă la jucătorul ăla. Bă, ăsta nici măcar nu alerga ăsta de lângă el. Ia uite-l. Nici n-am, n-o s-a mai chinuit să alerge. Ia uite-l ce făcea jogging-ul meu. În fine, al doilea gol. Ia, penalti acolo. Penaltiul l-a bătut bine, n-am ce să zic. Al treilea gol. Urmează al patrulea. Șut bun, bine, 4 goluri. Haide și cu al cincilea. Aici preluare bună, bun, bun. Șutul la fel de asemenea decent. Al șaselea a fost mare tapin, cum de la City. Ok, merge mai departe. Dă încă un gol acolo, greșeală mare de portar. Și încă o incursiune de asta nebună. Șut cu stângul acolo și Haaland. Cât te marchează, mă? Băi, vere, cât te marchează? A dat 9, mă? 9 a dat. Da, bă, credeam că a dat 7. Aveam impresia că a dat 7 într-un meci. Știu că am mai reacționat la un clip de genul când a dat el atâtea goluri, dar de fapt a dat 9. Băi, vere, 9 goluri într-un meci, ești nebun? Păi cu cine ai jucat, mă, vere? Cred că e prima oară când au intrat putere în băieții aia de și-au luat 9 goluri doar de la un singur jucător. Nu știu cât a fost scorul final, însă senzațională performanța lui Haaland. Chiar dacă a dat versus Pescar sau versus jucător pe șantier, tot golul e gol, ce mai contează. Mergem mai departe, avem pe portarul ăsta, nu știu cine e portarul ăsta. Ah, mamă, ia vezi pe Ben Arfa, a plecat Ben Arfa din jumătatea proprie, s-a dus ca fulgerul. Ia uite, bine, trece de la, trece și de la, și de la, și de la. De fapt, ăia alții erau cam departe de el. Dar cică a alergat 70 de metri la faza asta. Ben Arfa, un jucător cu potențial foarte mare. Nu degeaba a vrut să-l ia rapidul. A vrut să-l ia când era pe retragere. Nu știu dacă s-a retras, să fiu sincer, Ben Arfa. Nu știu dacă încă mai joacă. Dar chiar era șmecher să-l vedem în Liga 1. Chiar aș fi vrut să-l văd în Liga 1 la Rapid. Cat că nu s-a concretizat transferul. Cum nici la lui Balotelli nu s-a concretizat la CFR Cluj. Păcat, chiar aș fi vrut să văd jucătorii ăștia în Liga 1. Sau la Superliga, cum se zice mai nou. Da, Ben Arfa avea potențial foarte mare. Dacă era serios, da, pe dribbling oricum zeu. Ia stai, asta a zis Messi? Hai că a zis Messi așa dacă e. Wow, have you seen Hatem Ben Arfa? Goal versus Bolton, amazing, really proud of that one. Hai că a zis Messi asta așa dacă e. A mai scris și în engleză Messi. El de-abia leagă două cuvinte în engleză și a mai scris și în engleză. Ia să vedem, mai departe, l-avem chiar pe Messi. Trece acolo de 3-4 jucători de la Real Madrid. Și Real Madrid era forță pe vremea aia. Da, îl dribează pe... nu știu cine era la Sedor, Machelele, cine era, mă? În fine, îl dribează și pe Ramos și pe Marcelo și reușește mare gol acolo versus cei de la Real Madrid. Cred că da, cred că meciul ăsta, nu știu sigur. Dar oricum forță, forță rău de tot Lionel Messi, n-ai ce să zici. Mai departe, bă, da, ce șmecher edita clipul ăsta, n-ai ce să zici. Versus cine a dat Isa golul ăsta? Versus... a, nu zice, zice doar epic solo assist. Ai assist, nu e gol. Deci avem assistul lui Isaac. Pleacă acolo din marginea terenului, bine. Al doilea, al treilea, trei oameni pe el. Se întoarce frumos, face o fentă, bam, îl întoarce pe ăsta, trece și de ăsta, mamă, la, mamă, mamă, cum l-a întors pe ăsta, vere. Mamă, ce a făcut acolo Isaac, ești nebun, prea ușor. Mamă, i-a întors pe ăștia ca pe clătite, ia uite, hau, hau, ăsta nu mai știa unde e. Bă, de câte ori a întors, vere. Mamă, le-a rupt frânele, le-a rupt frânele, Isaac, ești nebun. Mai departe, îl avem pe mame din nou, pleacă din jumătatea apropie. Și cât are la oră? 22? Doar 22? Mai mult, mă, n-are cum. 23? A, sunt mile, mă, sunt mile. Da, 38 de kilometri la oră a avut Mbappé la faza asta versus Argentina la Cupa Mondială din 2018. Da, și obține și penaltiul acolo. Mai departe, mamă, mă dor ochii la cum se vede. E zăpadă peste tot. E zăpadă peste tot, însă pe Davis nu-l interesează. Ia uitați-vă la Davis. Băi, vere, cum nu poți să aluneci? Explicați-mi, vă rog, cum nu poți să aluneci? Poți să alegi la capacitate maximă pe zăpada asta. Explicați-mi, vă rog. Mai departe, avem pari din nou care fuge Lamborghini. Lamborghini versus Fiat și Ford. Bă, cine a făcut clipul ăsta e genial. Pe edit, n-ai ce să zic. Genial pe edit. Ia vezi, mă, Lamborghini versus Fiat și Ford. Dacă punea Dacia, nu trecea oricum. N-avea nicio șansă Henry dacă era versus Dacia. Ok, da. Dacia fiind, nu știu, Chiriche și ceva de genul. Mai departe, ia să vedem ce avem mai departe. Ok, Cristiano pasă cu călcâiul. Parji Sung, ia uite-l pe Ronaldo ce fuge. S-a activat Ronaldo, fuge acolo Ronaldo. Rooney îl vede perfect, îi pasează și nu ratează de acolo Cristiano. Pe vremea când erau prieteni, acum cam dușmani ăștia doi. Nu prea se mai halesc. Au avut așa un mini beef. Mai departe, ia, Walker versus Dembele. Da, bă, Walker e rapid, l-a întrecut Dembele aici.
aici, însă uite, Walker îl prinde din urmă, nu? Aproape să-l prinde din urmă. Da, multă lumea zice că ia uite că l-a făcut Dembele pe Walker, însă Walker a fost prins pe contrapie. Dembele era deja oricum în full speed. Walker a trebuit să se întoarcă și după să alerge. Cred că la 1v1 îl făcea Walker, zic eu. Dacă era o cursă corectă. Hai să vedem. E un Cristiano sau nu e? Nu prea e după farfeca asta nebună. Uitați-vă cât de clean a fost farfeca asta. Dar forță rău de tot și e aplaudat chiar și de fanii celor de la Juventus. Sensational. Chiar a fost sensational. Ia uite, până și Zidane și-a pus mâna pe cap. Oh, mergem acum la acrobatic goals, ia. Bă, Ibra chiar nu e, chiar nu e om. Dacă nu era fotbalist, putea să facă lejer karatist. Oricum cred că are jentura neagră din câte știu eu. Ibra cu execuții spectaculoase. Mai departe, ia să vedem. Bine preluare. How? Bine, a făcut-o să pară ușor, chiar a făcut-o să pară ușor, dar nu cred că a fost așa ușor. Mai ales versus adversari de asemenea foarte, foarte buni. Și acum vine Giroud acolo. Giroud care a dat golul vieții, dar dacă vă uitați la highlights-uri cu Giroud, are numai goluri de-astea spectaculoase, nu știu, de ce o marchează numai goluri spectaculoase. Ia uite, Scorpion, ce șmecher e editul, vere, e prea șmecher editul, n-am ce să zic. Ia, mamă, talent. Talent golul ăsta. Aproape din afara careului, ești nebun? Ho, băi, vere, ăsta chiar nu e om, ăsta e circar. Ăsta se ducă la cir, vere, să nu mai joace fotbal. De-aia vezi că e și gol. Băi, ești nebun. Și e finalizat cu farfecă. Băi, vere, echipa asta e de circ, ești nebun, nu e de fotbal. Uitați-vă ce fază, nu cred. Și nu cred faza asta cum a fost, ce șmecher a fost. Mamă, s-a dat ăsta peste cap, a bătut mare out. Ia uite și tu front flip. Mamă, dacă te-a aruncat, ești nebun. Și ăsta mare farfecă. Ca să încheie totul frumos. Da, spectacol. Vreau să mă duc la un meci de la echipa asta că văd că e spectacol la ei. Mai departe, centrare. Bă, dacă se arunca era și mai șmecher, dar s-a aruncat așa în slow motion. Mai mult a căzut. Mai departe, ce se întâmplă? Bă, dar pare fotbal de amator ăsta, mi se pare mie. Cred că e MLS. Nu e mare diferență. Ia vezi mă, Ibrahimovic. Ia vezi mă că e mai șmecher dacă golul lui Ibrahimovic, ești nebun? De fapt, nu cred, nu e mai șmecher dacă golul lui Ibrahimovic, însă tot a fost șmecher. Că și-a făcut el acolo pentru farfecă. Ok, El Sharawi acolo. Cum e posibil așa ceva? Explicați-mi, vă rog, cum e posibil așa ceva? Cum poți să-i dai efectul ăsta să se ducă așa lipit de iarbă? Nu știu. Mamă, ce are, bă, copilul ăsta? Înțeleg că golul a fost șmecher, dar totuși nu știu ce a fost expresia asta facială. Mai departe, Payet din nou. Mamă, cum coboară mingea, zis cum coboară mingea din nou. Sfidează legile fizicii golul ăsta. Perfect, ești nebun. Magnific, cum zice băiatul ăsta. Este Gen Rodriguez? Cine? Bum! Din nou, clean, rău de tot. Da, chiar s-a dus perfect. Da, James Rodriguez e cel care marchează. Bă, asta, l-am mai văzut golul ăsta. Nu știu dacă e deviată sau nu. E deviată? O atinge pe jucătorul ăla că altfel nu înțeleg cum ai putea să dai așa. Ori e specialist Arnold, ori a avut mare noroc aici. Pentru că efectiv a apărut că a vrut să dea în colțul celălalt și mingea a luat efect. Ori e minge de aia de plastic sau nu știu cum naiba se numește. Știți, mingile alea de sunt ușoare, rău de tot, alea de copii. De dai un șut și te întoarce înapoi ca bumerangul. Ori nu știu, vere. Ok, mai departe, la distanță, a lovit bara. Pirlo aici, specialist în lovituri libere, din nou, uite aici ce efect. Era cred că cu Jabulani șutul ăla. Mai departe, Rashford, golul ăla senzațional pe care îl știe toată lumea. Ia uite, iar de la distanță. Au, cât m-a avut? 84 de kilometri la oră, mamă. Ia, ăsta lui Ronaldo cât a avut? Zice cât a avut? Nu știu cât a avut. Dar din nou, efectul e senzațional. Uitați-vă ce efect ia. Nu e surprins Ronaldo, oricum făcea mewing aici, după cum se poate vedea. Uitați-vă ce maxilar are. Ca asta așa al meu. Da, forță golul lui Cristiano. Ăsta parcă a luat și premiul Pușca și sub bris sau ceva de genul lui, nu mai știu. Știu doar că era din Liga Malaeziei. În primă din nou super efect acolo mingii. Cred că a și bătut puțin vântul. Eu zic că l-a ajutat puțin și vântul, că n-ai cum să dai asemenea gol. Ia! Mamă, cum a ajuns Ter Stegen la aia? Avem și parade acum. Două salvări are de Ter Stegen la faza asta. Avem epic double save, ia una. Și a doua. Și a dat viața aici. Efectiv și a dat viața. De fapt de 3 ori a salvat portarul ăsta mingea. Da, era Oblak. Mamă, și a dat viața efectiv. Deci efectiv la faza asta parcă a fost viața lui în joc, mă jur. La cum s-a aruncat Oblak după mingile astea. Da, tot respectul merită portare pentru că au curajul efectiv să se arunce după mingile astea. Ok. Da, asta e noroc. Putea să pune alte faze cu Messi când nu e om. Uite, o pune pe asta ea. Băi, și ăsta mi s-a părut puțin noroc. Cred că și ăsta a fost puțin noroc, să zic eu așa. Da, dar oricum îl umilește pe Felipe Luis. Bă, preluarea de fapt n-a fost după. Când i-a dat mingea printre picioare a fost noroc. Uite mă, și apare și golul Cristiano. Uitați-vă cum se înalță acolo. 2,56 metri sare Cristiano acolo. Ia uite, cere 7 airlines. Bine dacă vrei. Mai departe, ia. Mamă, și ăsta cât a sărit, ești nebun? Ăsta a sărit 2,78 mai mult decât Ronaldo. Mamă, uitați-vă cât a sărit, băieți. Ce detentă are. Ia uite, nici Ronaldo nu vine să creadă.
Mai departe, iar Cristiano, uitați-vă. Totul că nu știa sărit aici cum, mai mult decât aia de la Juventus? N-are cum. A părut mult mai mare săritura de la Juventus. Ok, James Rodriguez, pedale pe piept, shoot, gol, easy, superb. Chiar a fost superb. Golul turneului l-a luat aici James Rodriguez. Nu mai știu cum se numea mingea asta din 2014. Cum se numea, băieți? Brazuca? Cred că Brazuca, ceva de genul. Da, și cam aici se termină clipul, cred, nu? Da, aici se termină clipul. Sper că v-a plăcut. A fost un clip destul de interesant. N-au fost multe faze pe care nu le știam, însă tot a fost mișto să le revedem. Dacă acolo, dacă mai vreți clipuri de genul, nu uitați să vă abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat.